Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi este o zi mai răcoroasă și am făcut doi roișori aici. Trebuie mâncare pentru ei. Eu în filmele precedente ați văzut că măcilii, unele, le abandonez, le rup gâtul, simplu. Asta înseamnă că măcilii de proastă calitate nu le mai țin în stupină. Acum, că-i pe o ramă, că-i pe două. Dar de ce nu țin nici măcar pe o ramă măcilii de proastă calitate? Și o să vedeți acum filmul ăsta ce înseamnă o matcă de bună calitate pe care am selecționat-o eu și am pus-o deoparte, da? Acum, fiecare face în stupină cum dorește. Cei care mă știți, în anii trecuți, fiecare matcă, o, vai, săraca matcă, nu știu ce. Nu merge așa. Ce e prost, e prost. Te chinui cu ea. Aici avem puiet larva și a început să căpăcească. Ea are nevoie de mâncare, mai are, din ce am văzut eu, în total mai are cam un kilogram de mâncare. Dar această ramă a fost plină cu miere și acum o să-i mai aduc o ramă cu mâncare. El este blând, nu, albinele sunt foarte liniștite. Iată așa. Ia să vedem și cum arată puietul căpăcit. Să nu înțelegeți că aleg orice fel de matcă. Iată, uitați aici cum arată matca. Deci o mătcuță o să încerc să o aduc. E marcată. E marcată, se duce în jos. Gata, se vede. Dacă o aduc și mai aproape. Asta e o mătcuță obținută de mine. Aceasta, de exemplu, este o matcă de bună calitate. Întoarcem un pic rama. Să vedeți că așa și pe ambele părți. Deci menținem calitatea măcii, dar calitatea măcii n-ajunge. Odată ce ajungem să avem mătcuța de calitate, atunci trebuie să mai facem și noi ceva. Deci aici avem 3 rame cu mâncare, cu puiet. 3 rame cu puiet, mâncare foarte puțin. Iar acum, ia să vedeți, o altă ramă cu puiet căpăcit, aici a început să eclozeze. Iată partea asta la altă, cum arată. Foarte frumos, deci aici avem o matcă de calitate. Acum nu vin eu cu sirop sau cu lingurița de miere la el, nu am învățat minte și de treburile astea. Nu merge așa cu, dacă e matca bună, are nevoie de mâncare serioasă, nu cu lingura de mâncare la, știu eu, acolo, nu merge așa. Eu sunt de acord cu sirop și cu lingura de mâncare la cei care sunt la început și n-au de unde să-i ajute, dar stupinile mari n-au nicio scuză. Și n-au nicio scuză în a face ceea ce fac eu acum. Aici am o colonie. O să mergem acolo la colonia respectivă. Aici venim aici la colonia aceasta. Aici e cu cat. Aici am matcă izolată și vreau să iau niște mâncare de aici. O să vă arăt. Iată aici asta albina pe sită. Eu de aici am nevoie de o ramă cu mâncare, nu miere de calitate.
Atât am învățat din atâția ani trecuți. Dacă vrei să îngrijești roiul, trebuie ceva de calitate. Cu astfel de colonie, cum o vedeți pe aceasta cu cat, îngrijesc aproximativ 10 roiuri. Iată ce luăm noi de aici. Aici avem miere. Iată ce frumos s-au băgat aici. Arăt, deci avem miere. Aceasta ramă cu miere. Vine dată la acest nucleu. O să spuneți că nu merită. Eu sunt, să zic așa, nu că nu merită. Acum să scoți rama cu miere, să o vinzi, da, se poate și așa. Dar eu astfel îngrijesc cu mâncare și nu fac foarte mulți roișori din ăștia, ci fac câțiva acolo. Încă de vândut nu se vinde și oricum n-aș vinde cu prețurile care sunt acum. Așa, deci ați văzut acolo, am luat rama cu mâncare. Acum venim la roi, la roișorul ăsta. Așa, și îi dăm rama cu miere. Bun. Iată aici, îi punem frumos mâncare. Acea albină are nevoie de hrană. În momentul în care nu va avea mâncare, va fi o problemă. Iată așa, i-am adus mâncare. Deci în asta constă îngrijirea roiurilor la mine. Acum îl las în pace. Îl mai las un timp în pace, cam cât îmi dau eu seama că e nevoie. Bun. Acum am și în partea asta, la altă. Se vede. Vedeți că se vede. Aici, când am format eu roiul, nucleul, da, îi zic roișor, s-a cam depopulat și atunci eu am mai venit cu o ramă de puiet căpăcit. Și aici avem. Asta a fost plină cu miere. Eu i-am adus o ramă din asta cu mâncare. Și acum vedem câtă mâncare a mai rămas. În mod normal, la două rame de puiet se cam duce mâncarea. Și atunci mai venim. Acum putem să mai venim cu mâncare, fiindcă, ia uitați aici. Deci așa stă albina, puietul a eclozat. Puietul de aici a eclozat din rama asta. E ușoară, înseamnă că a eclozat. Și mătcuța o atot. Iată, avem și aici. Avem matca pe aici. Cred că se vede. Bun.
Deci, nici acesta nu are mâncare. E celula chiar uscat. El a trăit din rama aceea cu miere care i-am dat-o după diafragm. O altă ramă. Aici nu au cine să aducă mâncare, nici nimic. Nimic, nimic. Aici va ecloza puietul. Și acum venim și la el cu o ramă cu mâncare, dacă vrem să crească, să se facă și el un pic mai mare. Dacă nu, o să dea înapoi. N-are dinți. Bun, o să mă duc să-i aduc și lui o ramă cu miere și o pun în partea aceasta. Și aici avem o ramă cu miere. Iată ce avem aici. Ramă cu miere. Foarte frumos. Acum începe să căpăcească. Avem vreo 3,5 kg și aici. Și îi dăm la acest troișor. Și lui ajunge acesta un anumit timp. Așa. Acum are mâncare. Colonia de unde iau miere nu mai consumă. Deci asta consumă mai mult acum decât o colonie. Iată așa, îngrijesc eu roișorii, fiindcă am văzut diferite metode cu lingura, cu să vin fiecare zi să-l tot deranjezi, e cam face rău să-l tot deschizi. Nu e indicat să tot deschizi nucleiura și ăștia, au măci împerecheate, sunt micuți, le dai mâncare și îi lași în pace să dezvolte. Ăștia ne mai uităm peste 2 săptămâni la ei. Acum să mai ne uităm un pic în stupul în care e mâncare. Așa, e bine. Deci ce avem aici? Avem catul. Matca încă este izolată. Ea va mai sta izolată un timp. Din această colonie vom extrage aproape toată mierea, dar vom decide la momentul respectiv. Iată, avem și aici ceva mâncare pentru... Avem și făguraș cu miere. Acestea vor fi căpăcite în câteva zile și atunci vom extrage tot. Aici avem numai miere. Aici e un fagure nou și aici avem miere. Mai folosim și la roișorul care se formează acum cu mărcile și astfel nu trebuie să venim cu sirop cu zahăr. O să vedeți că se dezvoltă cu totul diferit. Și aici avem miere. Avem miere. Bine, avem și ceva puiet aici. Mai trebuie să eclozeze după ce termină de eclozat. Vom face tratamentele. Și dăm drumul și la mătcuțile astea de la coloniile unde sunt izolate. Avantajul este că ne-a rămas nouă toată mierea. Toată mierea ne-a rămas nouă, chiar dacă colonia nu este cea mai puternică. Iată, aici avem o ramă. Are și asta miere și după ce eclozează puietul, nu mai are mult. Acum eclozează ultimul puiet. Vom avea ceva miere de extras. Bun.
Mergem mai departe. Acum trebuie să menționez că și jos, dar nu mai ridic eu acum de cat, și jos avem acea situație, sunt 12 rame. Iată, aici avem păstură. Această ramă cu păstură va rămâne în colonie ca să crească puiet. Iată ce frumos avem aici cu păstură. Mai are loc și pentru miere, dacă mai e ceva, dar e loc suficient. Iată, asta este o ramă mai goală. Bun, deci în acest film am vrut să arăt cum îngrijesc eu oișorii. Așa. Am dat de mâncare la roi. Asta e problema cu roișorii. Deci, roișorii făcuți trebuie întreținuți dacă vrei să devină familie. Eu nu mai țin să înmulțesc. Acești roișori vor dona puiet, probabil, și vor fi desfințați în funcție de cum va fi fiecare colonie în parte. Iată, am pus ăsta, are aer, foaie nu dăm, deci nu-i dăm foiță, îl lăsăm în pace. Bine, până data viitoare, numai bine!